Supraviețuirea unităților de cercetare agricolă în condițiile lipsei de finanțare totală de la bugetul de stat se constituie într-o permanentă luptă cu atragerea de venituri din activități de dezvoltare, acolo unde se mai poate face și producție agricolă. Diminuarea excesivă în perioada post-decembristă a suprafețelor agricole deținute de institutele sau stațiunile de cercetare, prin aplicarea de cele mai multe ori abuzivă a retrocedărilor de terenuri agricole, a dus la imposibilitatea realizării de venituri necesare desfășurării unei activități de cercetare. Cu eforturi manageriale deosebite, chiar și în condițiile unei autofinanțări, cheltuirea banilor este supusă unor constrângeri ca și cum aceștia ar proveni de la bugetul de stat. Nu de alta, dar un cercetător se formează în cel puțin 10-15 ani și cu greu în zilele noastre îi poți oferi un confort financiar. Cum ați caracterizat 2013 pentru institut? Ca și în anii anteriori și în 2013, institutul nostru și-a încheiat activitatea cu un bilanț pozitiv din toate punctele de vedere. În sectorul de cercetare științifică am derulat 35 de proiecte de cercetare, din care 25 de proiecte naționale, 10 internaționale. Iar în sectorul de dezvoltare tehnologică, de asemenea, activitatea s-a încheiat cu bilanț pozitiv. S-a spus tot timpul, domnule, ce mai fac oamenii ăștia în cercetare? Că spun anumite voci că nu se vede nimic din cercetarea agricolă românească, că n-am mai avea sau că am avut și nu mai avem. Cu ce se mai preocupă și cu ce se mai ocupă cercetarea în România? Știți cum se spune, cercetarea este motorul economiei. Cine nu are cercetare științifică, nu are viitor. Din păcate, n-a mai fost finanțat. Așa este. După cum se știe, cercetarea în general are două zone distincte, și anume cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă. În domeniul cercetării fundamentale cercetezi ceva astăzi, dar rezultatele se văd în timp, după 10-20 de ani. Bun, ca atare, în cazul dumneavoastră, vă ocupați, iată, ca prim aspect, biologia și nutriția animalelor, vorbim aici de toate speciile de animale. Spuneți că anul trecut, spre exemplu, ați avut finanțare pentru 25 de proiecte naționale în care v-ați implicat și 10 internaționale. Care sunt, iată, criteriile de selecție ale unor astfel de proiecte care să aducă plus pentru agricultură și în mod special pentru zootehnie în cazul dumneavoastră? Proiectele pe care le avem le câștigăm prin competiție și ele intră în categoria venituri proprii, pentru că nu reprezintă sume alocate direct. În general, rata de succes este pe undeva pe la 15-20%, deci la fiecare 100 de proiecte depuse se câștigă 20. Aceste proiecte sunt evaluate de către echipe de evaluatori și criteriile sunt mai multe, dar în general aceste proiecte trebuie să întrunească cerințele economiei naționale și să fie evident în relație cu cerințele Uniunii Europene. Care sunt ca direcții de cercetare? Ca direcții, exact. Conform obiectului de activitate, institutul nostru derulează activități de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul biologiei și nutriției animale. Și aici, încă din titlu, deci sunt cele două direcții majore, nutriția și biologia. Pe domeniul nutriție animală, tematica este împărțită în trei direcții majore și aici aș enumera cercetări privind creșterea competitivității fermelor zootehnice în context european, printr-o mai eficientă valorificare a nutrețurilor și, în general, a resurselor furajere locale și, de asemenea, printr-o valorificare superioară a subproduselor care rezultă la diferitele industrii prelucrătoare. De asemenea, o a doua direcție majoră se referă la creșterea calității și siguranței materiilor prime, a nutrețurilor și a produselor animaliere primare, lapte, carne, ouă, prin evaluarea impactului micotoxinelor asupra producției și sănătății animale. De asemenea, ne preocupă obținerea așa-numitor produse funcționale, aici este vorba de carne, lapte, ouă, îmbogățite în diferiți nutrienți. O a treia zonă majoră se referă la promovarea unor tehnologii cu privire la zootehnia durabilă în contextul schimbărilor climatice,
și de asemenea în contextul protejării mediului înconjurător și a asigurării bunăstării animalelor. Și pe această direcție acționăm pe două aspecte, și anume identificarea unor soluții alternative la antibioticele de sinteză prin promovarea unor aditivi organici și de asemenea la reducerea impactului creșterii animalelor asupra mediului înconjurător. În domeniul biologiei animale ne preocupă aspectele legate de imunonutriție, de genomică, de nutrigenomică, selecția stată de marcheri, optimizarea programelor de ameliorare și a selecției state de marcheri genetici. Da. Iată, ați adus câteva subiecte care spuneți că sunt pe primul loc în Uniunea Europeană, vizând securitatea alimentară. În permanență avem grijă ca subiectele de cercetare să fie racordate la tematica de cercetare națională și europeană. Dar și cerințele și europene, cerințele. Pentru că, iată, securitatea alimentară este pusă pe primul loc întotdeauna, da. În momentul în care discutăm despre producție animalieră și până la urmă de hrana pe care o avem zilnic pe masă. Avem proiecte de cercetare în sistem interdisciplinar, colaborăm cu o serie de institute din alte domenii de activitate și aici aș da ca exemplu Institutul Parhon, Institutul de Oncologie de la Cluj, pentru că ne preocupă nu doar experiențele de alimentație pură, ci și experiențele de siguranță alimentară, să vedem care este impactul utilizării acelor nutrițuri asupra calității produselor animale și mai departe asupra sănătății umane. Da. Aș merge puțin mai departe și aș dori să discutăm un pic și despre, iată, rezultatele pe care le-ați avut în urma acestor cercetări, nu puține la număr, spun, și repet un lucru, în condițiile în care, în general, cercetarea agricolă românească este pe picioare proprii. Adică dacă reușești să te autofinanțezi, faci și ceva cercetare. Vis-a-vis de finanțare, aceste proiecte pe care le-ați făcut au finanțare 100% sau veniți și dumneavoastră institutul cu o contribuție? În cifra, dacă pot să spun așa, pentru că da. Institutele naționale, prin lege, au dreptul să realizeze și activități de microproducție. Institutul Național, prin lege, conduce activitate în regim de agent economic, așadar putem discuta și de cifra de afaceri. În cifra de afaceri totală a Institutului, sectorul de cercetare științifică reprezintă 25%. Restul de 75% reprezintă sectorul de microproducție și biobaza experimentală zootehnică. Dar referitor la finanțare, vreau să subliniez faptul că, și după părerea mea, din păcate, România este, dacă nu singura, aproape singura țară din Uniunea Europeană unde cercetarea este exclusiv extrabugetară. Ceea ce, în opinia mea, nu este bine. Pentru că cercetătorii, ca și alte categorii socioprofesionale, trebuie să aibă asigurată finanțarea de bază. Și când spun finanțare de bază, mă refer la salarii și utilități. Gândiți-vă că acele competiții de proiecte, din păcate, nu se organizează ritmic. Ca regulă generală, durata de viață a unui proiect este de 3 ani. Dar dacă competițiile apar din 4 în 4 ani, vă imaginați că rămâne o perioadă neacoperită și se pune problema supraviețuirii acelor cercetători. Ce facem dacă cercetătorul respectiv nu are proiect? Trebuie să primească salariul lunar și toate celelalte aspecte asociate. Deci ar trebui ca și România să aplice sistemul de finanțare european, aș da ca exemplu aici INRA, Institutul Național de Cercetări Agronomice din Franța, unde 80% din sumele respective vin de la bugetul de stat. Mi se pare corect să fie, să se întâmple așa. Da, și ar fi partea de cercetare, să spunem, ce amintiți dumneavoastră, cu finanțare extra bugetară, da, pe proiectul respectiv, să vină ca un surplus ca pentru un surplus și să, cercetător. Da, corect.
Corect, da. Pentru că vin cu următoarea întrebare care să completeze ceea ce am discutat până acum, domnule director. Un cercetător nu se formează într-un an. Un cercetător nu este gata după ce a terminat 5 ani de facultate sau 3 ani și masterul în cazul este de față corect. În România. Nici o facultate nu scoate de pe băncile ei cercetători. În medie, cu variații de la un domeniu la altul, cam în 10 ani putem spune că am format un cercetător, însă foarte ușor îl putem pierde. Succesul în cercetare depinde de cel puțin de 2 factori. Investiția în resurse umane și investiția în infrastructură. Dacă ai oameni foarte bine pregătiți și infrastructură la nivel european, atunci te poți aștepta și la rezultate. În acest context, noi am urmărit încă din 2006 să investim în resursele umane. Am căutat să identificăm pârghii în așa fel încât să-i determinăm pe cercetători să rămână. Să rămână și să nu plece. Și să scrie proiecte, să câștige. Și avem la ora actuală cele mai multe proiecte din cercetarea zootehnică. Pot să afirm, fără să greșesc, că institutul nostru are mai multe proiecte decât toate unitățile de cercetare zootehnică din cadrul secției de zootehnie, care există la nivelul Academiei de Științe Agricole și Silvice. De asemenea, articole ISI, știți că se pune un foarte mare accent pe aceste articole, numai în 2013 cercetătorii noștri au publicat 15 articole ISI. Vreau să vă spun că în 2012, când a avut loc acreditarea internațională a Institutului, IBNA-ul a ieșit pe locul 1, cu nota 4,7 din 5 maximum, fiind evaluat de 7 experți. Da. Aș veni tot și referitor la cercetători, da, 41% din cercetători, 22 din deci 41% din cei 22 de doctori în științe care există în institut au diferite stagii de pregătire în străinătate, începând cu Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Belgia, Japonia. Chiar în prezent avem un cercetător care se află la un stagiu de postdoctorat în Luxemburg pentru o perioadă de 3 ani, o altă cercetătoare tocmai s-a întors din Japonia după un stagiu de 2 ani. Care este media de vârstă? Următoarea întrebare. 44 de ani. 44 de ani. Da. Deci oameni care chiar sunt în deplinătatea, la maturitate în domeniul acesta. Aproape în fiecare an am căutat să angajăm personal în sectorul de cercetare pe cât posibil e dintre, greu, e ușor dintre să vârfurile. Oameni care să aibă deschidere către cercetare? Datorită, la general vorbind, datorită nefinanțării majorității unităților de cercetare, acest domeniu, din păcate, a devenit din ce în ce mai puțin atractiv. Însă, în cazul nostru, deși nu pot să spun că avem absolut cele mai bune condiții, dar oricum suntem cu mult peste media existentă în cadrul Academiei de Profil. Ne dorim să fim și mai sus. Da, și să vină cât mai mulți tineri. E drept că, așa cum aminteați și dumneavoastră, sunt tineri care poate că și-ar dori să-și dedice viața cercetării, dar nu întotdeauna găsești un loc de muncă, așa cum aminteați, bine plătit. Vin, stau 5 ani, cel puțin așa s-a întâmplat, sau 10 ani și pleacă la prima multinațională. Nu spun că sunt cel mai bine plătiți, dar mai bine plătiți decât media din Academia de Profil. De asemenea, am încurajat tinerii să plece aproape la toate conferințele și congresele de profil existente, nu doar pe plan național, ci și pe plan internațional, pentru că numai dacă ești racordat la informația existentă pe plan internațional, poți să progresezi. Da. Haideți să trecem un pic de la cercetarea fundamentală la cea aplicată și la rezultatele pe care le-ați dobândit și acumulat, iată, de-a lungul anilor și care trebuie să regăsească în fermă. Există produse, există rezultate pe care le putem vedea și regăsi la fermele mici, mijlocii sau mari?
Sigur că da. Și aici aș aminti momentul 1926, când a fost înființat, mai bine zis, reînființat Institutul Național Zootehnic prin legea creșterii animalelor de la acea vreme și s-a spus în acel lege moment, fundamentală. Legea creșterii animalelor 1926, s-a spus atunci că institutul este creat pentru a reprezenta, printre altele, un sprijin pentru fermieri, pentru crescătorii de animale și nu uita acest lucru, scria atunci pentru a spune ce este bine să se importe și să nu se importe în țară. Importurile haotice de animale vii, fără să se țină cont de un program de ameliorare bine făcut pe specii, fără să se țină cont de o selecție riguroasă a unor gene valoroase, nu ne fac decât să considerăm că au fost bani aruncați pe fereastră. Și totuși, ce-i de făcut? Pentru că există, iată, acest Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, avem o programare de 7 ani, da. Avem niște bani care se dau, da, pentru investiții, da, pentru dezvoltare, dar nu știm exact de unde plecăm și nu știm exact unde să ajungem. Se alocă niște sume pe fiecare măsură în parte, dar nu știm exact unde vrem să ajungem. Cu titlul informativ, vă rog. Am fost în Israel în prima parte a lunii noiembrie 2013. Am vizitat câteva ferme de elită la taurine și la oi. Producția medie de lapte în Israel, deci pe toată populația activă, este de 13.800 de litri pe cap de vacă, 13.800. Da. România are 3.300. Eu nu știu dacă avem vreo fermă în România. Avem care și noi, să aibă. Avem și noi vârfuri, avem, nu, poate, poate nu la nivelul de 13-14 capete dintr-o fermă, nu, dar sunt nu toată cadrul, fermă. Și în cadrul asociației sunt ferme în Călăraș, la Vrancea, care au chiar 10.000, unde managementul este performant. Dar dumneavoastră vorbiți de medie. Acolo e media, acolo e media. Asta înseamnă că sunt și de 15-16. Dacă avem în vedere repartiția normală, curba lui Gauss, plus variantele, sunt pe undeva pe la 18-19.000. Iar la Ovine am văzut un metis, Asaf îl cheamă, un metis între Avasi și Friza, 2,5-3 kg lapte pe oaie pe zi. Bine, nu toate, dar o să vă arăt într-o zi că am și fotografii de acolo. Însă, cum spuneam, Israelul, și se găsește și pe internet, aplică cu strictețe programul de ameliorare. Și nu cred că există fermieri care să nu intre în acest program de ameliorare, și în practică, sistemul pe care, da, îl propune pentru a ameliora. Și practică ceea ce se cheamă vânătoarea de gene, adică 80% din vaci însămânțate cu material seminal de la taurii testați în Israel și doar 20% cu material seminal de la cei mai buni tauri din lume, adică Statele Unite sau Canada. Adică ce totuși, spuneați? Totuși, vânătoarea după gene. Chiar așa se cheamă în unele cărți, vânătoarea de gene. Adică să nu faci import haotic cu ce-o fi. Dacă importi, să importi din vârful piramidei ameliorării. Dar și costă. Și probabil că acei oameni, acei fermieri au și o susținere din partea statului. Sigur că vom mai avea vreme să discută. M-ar interesa o discuție pe problema programelor de ameliorare și să nu las lipsă de modestie. Mă rog, situația face ca eu chiar să predau cursul de programe de ameliorare. Și da, este un subiect foarte vast și sigur că aici trebuie incluși și fermierii și asociațiile de care amintează dumneavoastră. Cele două lucrări care le-am scos sunt în vitrina. Le vedem, da, cele două lucrări, da? Programe de ameliorare și a doua lucrare, publicată acum o lună, istoria ameliorării genetice a taurinelor pe o perioadă de 100 de ani. În România sau în lume? Este nu. În lume. În lume. În lume. Începând cu anul 1910 până în 2010 sau, mă rog, altfel spus, de la metoda comparației mamă-fică până la selecția genomică. Cartea este scrisă în colaborare cu o echipă de reputați specialiști din străinătate. Este publicată în limba engleză la editura Academiei Române. Da, este, iată, un lucru remarcabil pentru
Până la urmă, pentru cercetarea românească, nu numai pentru dumneavoastră. Da, care, și România a avut contribuții în acest domeniu de activitate. Programele de ameliorare și transferul rezultatelor cercetării agricole către fermieri vor constitui pentru emisiunea noastră o misiune de onoare, de care ne vom ocupa în edițiile noastre viitoare. Zootehnia poate da valoare cerealelor, dar nu oricum, ci doar aplicând ultimele tehnologii pe cele mai valoroase animale existente în lume.